un program special de colinde realizat an de an în seara de Moș Ajun. Deputatul Florian Nicolae și soția sa, Vera Nicolae, i-au primit și anul acesta, ca de obicei după datină, pe membrii coralei preoților Episcopiei Giurgiului, pe tine Dumnezeule te lăudăm. Aceștia au colindat cu măestrie și talent extraordinare. N-ai vremea de podobi, lelioară trandafir, și Crăciunul a sosit, și Crăciunul a sosit. Cred că cel mai mult ar trebui să ținem cont de faptul de a nu uita bucuria acestor sărbători care vin în fiecare an către noi, să nu uităm că sărbătoarea aceasta a Crăciunului este de fapt sărbătoarea nașterii Domnului nostru Iisus Hristos, sărbătoare care în sufletul fiecăruia dintre noi ar trebui să aducă multă bucurie, multă pace și liniște, pentru că de fapt de aceea a venit Mântuitorul nostru Iisus Hristos, să ne aducă tuturor bucurie, pace și liniște. Fiecare dintre noi să întâmpinăm această sărbătoare cu multă pace și bucurie și Domnul nostru Iisus Hristos să nască în sufletele noastre ale fiecăruia dintre noi. Fiindcă așa se întâmplă în televiziune, vă rugăm să ne spuneți și cine ne-a bucurat în această seară. Corala preoților a Episcopiei Giurgiului, pe tine Dumnezeule te lăudăm. A fost un adevărat spectacol de suflet, un cadou extraordinar oferit de cucernicii părinți. Prin intermediul TV Giurgiu veți putea urmări în această seară colindele interpretate de corala preoților Episcopiei Giurgiului, pe tine Dumnezeule te lăudăm, într-o ediție specială după Jurnalul de Știri.